Nouarul, Sorin Schmitz. 27 de ani, jucător scuns, însă, deși posesorul are unei detente considerabile. Preluare de această dată pentru echipa din Mureș, atac din zona 4. O fază mai lungă, coordonatorul Popovici, block out clasic. Block out cu acte, nu au reușit să închidă acolo Miseikis și Milotin. Un punct câștigat net de numărul 13, Robert Petraru. Servește același Sorin Schmitz. Reia DD. Toronia în zona 4 pentru Voinea și sparge blocajul advers. Florin Voinea, 6 la 5 în favoarea Tomisului. Cei doi sârbi, Popovici și Bakalov, nu l-au putut bloca pe Florin Voinea. La serviciu acum pentru Tomis Arvidas, Miseikis. S-a echilibrat acest set la început. Miseikis preia bine Farcaș. Și frumos, un nou atac reușit de Petraru. Într-o relație om la om cu micuțul Toroniei, Petraru nu iartă. Deci este vorba de fapt de Petraru, Robert Petraru, 20 de ani. 1,96 m, așa cum ați văzut, sunt foarte, foarte înalt. Este extrema mureșenilor. Acum pentru echipa din Mureș, servește același jucător. Pentru prima dată parcă egalitate pe tabela de scor. Recuperează însă mureșenii, au posibilitate să conducă chiar. Să vedem dacă va fi de acord, nu? Îi vedeți cât mai aproape de a se ciocni din nou jucătorii constanțeni, blocaj, însă mingea este adusă, va fi adusă, nu? Nu, probabil că s-au speriat de posibilitatea de a conduce pentru prima dată pe tabela de scor și mureșenii s-au învins singur la această fază, numai 7-6 însă pentru Constanța, parcă în cel mai echilibrat set dintre cele disputate până acum. Și la serviciu urmează pentru gazde Florin Voinea, jucător care a evoluat în cariera sa numai la Constanța, crescut la Școala Sportivă numărul 1. Voinea forțează serviciul și balonul lovește banda, egalitate la 7. Deși Constanțean jet-beget, iată că fileul Constanțean nu ține cu el de data aceasta. Să vedem dacă o va face mai bine. Numărul 6 de la Mureșeni, Boris Bakalov. Preluare bună, extraordinar de bine acolo Toroniei. Și de foarte multe ori jucătorul ungur s-a distrat cu blocajul advers. 8 la 7 pentru Constanțean. Treilea set al partidei din sala sporturilor dintre Tomis și Torpi Târgu Mureș, 8 la 7 în favoarea gazdelor. Până acum antrenorul Stelio De Rocco nu l-a utilizat pe Laurențiu Lică, celălalt universal al echipei constanțene. Să vedem dacă până la finalul acestei partide Lică va fi introdus în teren, un jucător de bază pentru echipa națională. Milotin la serviciu pentru Tomis. Petraru, Popovici și Farcaș, atac frumos pe drept, egalitate la 8. Miseikis nu se apără în egală măsură cum atacă. Este foarte dificil însă ca pentru un jucător de 2 metri să se aplece la un moment dat, să poată să facă poziție joasă în apărare. Servește numărul 4, coordonatorul Popovici. Aud mare, aud mare. Moment în care, iată, se menține diferența pe tabela de scor. Și tot moment în care probabil constanțencele sunt la bere, am aflat ceva despre această treabă, este normal să exulte după o victorie mare, pentru că nu ești rege sau regină în fiecare zi. Vă spuneam, constanțencele pe locul întâi în acest campionat, în care au plecat practic din poziția de outsider. Victorie însă concludentă și absolut meritată în fața Dinamo Vistelor. Un meci mare, dragi prieteni, pe care foarte multă lume prezentă aici nu-l va uita curând. Un meci care propulsează echipa constanțeană în lupta pentru pozițiile de cupă europeană. Acum Toroniei din nou în linia 2. Atac Davison, numărul 11, brazilian. Și acesta cu o diagonală lungă
obține punctul 10. Se merge cu punct cu punct, însă să vedem dacă la un moment dat constanțenii nu se vor desprinde din nou. N-ar fi o surpriză pentru nimeni să se întâmple acest lucru. Parcă însă mai activ mureșenii. Aut însă Toronie, le dă puțin apă la moară și iată-i pe Mureșeni egalând la 10. Și vor servi prin capitanul Neboia Graveț. Dede, Toroniai încă o dată pentru Miseichis, blocat, ajunge Tănăsescu, să vedem Dede, preluare spectaculoasă, ca la fotbal, mențin balonul în joc, jucătorii Tomisului, același Dede, se apără excelent. Brazil, stimați telespectatori, se joacă fotbal pe Copacabana și în sala sporturilor din Constanța. L-ați văzut pe Dedeu, la un moment dat cu niște execuții cu piciorul, ceva mai bune chiar decât cele cu mâna, pentru că pe Copacabana, alături de volei, în primul rând se joacă acest fotbal pe care brazilienii, dacă nu știu, nu știu ei, cine să-l știe mai bine. Servește acum Macovei, serviciu bun. Spectacol a fost acolo, bineînțeles, sarea și piperul, din nou Dedeu în formă maximă în apărare. L-ați văzut pe Toroniei, care nu reușește însă, pentru că nici ungurii, dacă ne amintim de la Pușca și încoace, n-au mai avut un reprezentant al sportului rege pe măsura unui brazilian, să-i spunem. Iată acum la scorul de 11 peste tot au servit mureșenii. Dedeu sus pentru Toronie în zona 4, Miseichis. Aud însă mingea, mi s-a părut la un moment dat că a atins blocajul, dar nu a fost să fie. Și iată, stimații telespectatori, semi-surpriză aici în sala sporturilor din Constanța. Conduce Târgu Mureș cu 12 la 11. La serviciu Ciz, Toronia e pentru Milotin, care a plutit acolo pe centru și a finalizat egalitatea la 12. S-a înțeles perfect cu Toronia Teodor Milotin, iar Miseichis se pregătește să servească pentru gazde. I-a spus probabil Micinas Micloș, el a înțeles lucrul ăsta, ați văzut cum a catapultat mingea înspre asta, preluare însă nesigură. I-ați văzut pe jucătorii mureșeni, m-am ridicat puțin în picioare de la spațiul nostru de comentator să vedem ce s-a întâmplat acolo. Se pare că au evitat accidentarea jucătorii mureșeni, însă n-au evitat punctul 13 pe tabela de scor acum. Deci 13-12 pentru echipa din Constanța, preluare din nou nesigură. Ați văzut acum punct pentru echipa gazdă, rezolvat de Arvidas Miseichis, universalul constanțean, moment în care Vasile Racolțea solicită timp de odihnă pentru echipa sa. Moment de întrerupere și trebuie spus că această etapă mai programează un meci deosebit de interesant. La această oră la București se întâlnesc Dinamo și Constant Buzău. Cu siguranță un meci deschis oricărui rezultat. Să spunem despre formația din Târgu Mureș că ea a evoluat deja în Cupa României în primul tur. A pierdut în ambele jocuri cu 0-3 în fața formației Remat Zalău. Vor urma sferturile de finală, faza competiției în care va intra în joc și Tomis Constanța, deținătoare a Cupei României. O specialistă a Cupei, a monopolizat ultimele 3 ediții. Acum Miseichis reia balonul în joc din serviciu, 14-12 pentru gazde. Farcaș Popovici din linia a doua, frumos atacul reușit de numărul 9 Sorin Șiz. S-a întins acolo, dragi prieteni, a reușit atacul pe culoar. Un punct mare pentru Sorin Șiz, care iată menține setul 3 în suspans, 14-13 numai pentru constanțenii, care preiau prin Tănăsescu, atacă prin întors. Tot Milotin a fost acolo și din zona 3, din două bucăți, face un singur punct, însă un punct mare, pentru că duce din nou echipa.